spune și în titlu, o să vedeți o colecție de rachete din România, și anume rachete de la firma Fireshow. Vă spun de la început, nu mă întrebați de unde le-am cumpărat, cum le-am cumpărat, dacă ești YouTuber, oamenii dau de tine și te împrietenești cu unul cu altul. Ați înțeles voi. În fine. Deci, fără întrebări de genul cât ai dat pe ele și așa mai departe, puteți să dați cu hate, puteți să înjurați, comentariile vor fi șterse, puteți să dați dislike. Acest canal nu este pentru a face bani, cum fac alții. Deci, eu fac asta din pasiune. O zic asta pentru cei care sunteți noi și nu știți treaba asta, cei vechi știți foarte bine treaba asta, dar mai citiți și voi din când în când descriere și o să fac un video nou cu întrebări și răspunsuri unde o să includ toate chestiile genul la care nu răspund în comentarii. În fine, să nu ne prealungim și nu să stăm să analizăm fiecare produs în parte pentru că o să vină review și test la fiecare. Când o să am timp, eu vin în România periodic, tocmai de aceea nu știu când o să apară și acest video, posibil doar la sfârșitul anului, nu știu, este filmat de ceva vreme pe când o să vedeți voi, probabil, dar vedem. Și avem așa, Red Devil, categoria F2, evident, și că sunt 1, 2, 3, 4, 4 efecte, câte 3 bucăți fiecare, cod YT, așa pe scurt, 2, 3, 2, 1, 3 grame pe bucată, o să vedem, test și pe urmă. Avem YT 2323 King. Tot așa mă gândesc că sunt 1, 2, 3, 4 efecte. Aici totalul este de 66 de grame. Pe 12 bucăți sunt ceva mai mari. Dar cum spuneam la început, ca să nu ne întindem foarte mult cu acest video, nu stăm să le desfacem, să le analizăm. O să facem treaba asta într-un alt video. Bine, asta a urmat după Red Devil YT2322. Deci, așa, asta și pe urmă King-ul. Jupiter, 4,5 grame pe bucată. 54 de grame pe total. În fine, mai departe. Mai departe, laser, cod YT2346, 5 bucăți de rachete în set. Astea au, nu mă doare, așa, 25 de grame pe bucată. 25, 125 per set. O să vedem la test ce poate. Mai departe, acolo erau 5, pe urmă un set de rachete. Airstorm, 12 bucăți. Bine, astea sunt doar niște cartoane, să văd ele așa mari, dar este pentru design. 31 de grame aici văd, 31, aici văd 23,8, iar astea mai mici 16 grame. Acum o să vedem efectul, sunt practic 1, 2, aici sunt 3, 4 efecte. GR45 1, GR45 2, GR35 1, GR30, 30, 35,
4-5, 4-5, 1 și 2. De fapt, avem și pe spate. Aici avem codurile și efectul, deci 1, 2, 3, 4 efecte. Numărul de bucăți, gramajul, codul și așa mai departe. GM1336 este codul la acest set de rachete. Așa. Mai departe. Acolo erau 12 bucăți. Aici avem un set de rachete cu 15 bucăți de rachete Fly. Codul este KS1106 și tot așa văd că sunt 1, 2, 3 efecte. Aici nu știu dacă o să văd gramajul. Nu o să stau, o să vedem noi la review, la fiecare, o să analizăm atunci gramaj și toate alea. Cică 38, 33 și 27, deci 27, 33, 38 de milimetri, bine, milimetri la tub, dar ele, astea în interior sunt goale, da, vedeți, pot să le strâng. O să vedem testul și vedem atunci efectul. Acolo aveam 15 bucăți. Aici am deja 20 de bucăți. Wings. Cod KS1107. Și aici s-ar putea să fie doar 1, 2, 3. 3 efecte, deci astea mici, un singur efect, pe urmă ceva mai mari, 4 cu 4, 8 alt efect și astea două iarăși un efect. Bine, toate astea sunt categoria F2, dacă nu m-am spus până acum, 365,6 grame are totalul ambalajul, 27, 33 și 43 de milimetri, dar, ba nu, uitați aici, nu m-am uitat la celălalt. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 efecte. Avem totul scris aici, nu am băgat de seamă, dar o să vedem asta la review. Bun. Și dacă ați crezut că s-a terminat, nu s-a terminat, trecem la o categorie mai serioasă. Bine, în sensul că arată mai bine, dar sunt tot F2, Zeus, deci unde am rămas, mă scuzați, 92002 este codul, Zeus, sunt 5 rachete, F2 evident, 250 de grame, adică 50 de grame per bucată și ar trebui să fie 5 efecte diferite. Acum o să vedem Purple Coconut, asta m-a interesat foarte mult, adică violet, dar o să vedem ce poate Zeus. Îl știți pe Zeus? Mitologia greacă, ceva, o spune ceva. În fine, n-are rost să intrăm în detalii. Bun. Mai departe. Ba-bam. Ceva nou. De la Fire Show. Anul trecut nu cred că le aveau. FS-601. Trei rachete tip shell. O să vedem la filmarea cu testul, dar sunt din păcate 3 rachete de aceeași efect, Brocade the Blue White Glittering Pistil, adică floarea are brocad care se deschide și face niște steluțe albastre și are acel efect de glittering care strălucește.
Interesant, o să vedem. Gramaj avem aici 203,4 grame per total. 67,8 grame pe bucată. O să vedem. O să vedem pentru că sunt curios. Cum vă spuneam, era foarte mișto dacă erau trei efecte diferite. Dar pentru treaba asta avem aceeași chestie cu altă pălărie FS602, la fel 203,4. Asta e Nage Argent Gold Glittering Willow Blue Pistil, cam tot pe acolo, albastru cu glittering. O să testăm și vedem, o să facem un video doar cu astea sau facem FS601 cu FS602 împreună, vedem. Mi se par interesante, mai ales că sunt ceva nou. Mai departe. Bulan 92001, astea le aveau și înainte, cred, în anii trecuți, doar că nu am cumpărat, nu m-am tentat, pentru că știam că, deci, o să vedeți și voi, practic, după părerea mea, nu prea merită, adică sunt destul de scumpe și încărcătura la astea, de exemplu, 250 de grame per pachet, adică 50 de grame pe bucată. La 50 de grame, posibil să găsesc gen Piro Moravia sau alte firme mai ieftine, nu știu, o să văd, chiar o să mă uit ce au la Piro Moravia. De fapt, aveam eu într-o colecție niște rachete, să văd acolo gramajul, care, ce și cum, la fel și cu testul. În fine, o să vedem oricum testul la aceste rachete Bullen, tip Shell, deci nu știu când o să ajung să le testez. Dacă nu, cel târziu de Revelion, dacă nu mai repede. Așa. Și ultima. The Ryson. Practic, în NMC este scris 92012. L-o fi preluat de la o altă firmă care fabrică la GX Fireworks, adică în Liuyang, firma unde este producătorul, și am lăsat așa, titlul n-au mai dat, putea să dea un titlu în limba română, ci că 75 grame Bombenfühlung, clar e pe nemțește, da? 75 grame Bombenfühlung. Bă, deci le fabrici pentru România, de ce nu scrii în limba română? Aș avea idei foarte faine pentru producătorii ăștia, precum și Fire Show sau Le Baron, pentru scris, pentru toate astea, ca să fie mai atractiv, așa, bombă în fiul lung, să văd câți dintre voi știți germană. În fine. Deci sunt trei rachete, 225 grame per set. Adică, uitați acolo, 75 de grame, cum scria și mai sus, 75 de grame per bucată. Acum depinde și de efect. Eu le-am cumpărat, o să păstrez evident pentru colecție câte una din fiecare, dar o să rămână și pentru testat. Și cam asta a fost colecția de rachete din România. Mă repet, nu știu când o să reușesc să postez, să editez, să postez acest video. Suntem undeva pe la mijlocul anului, când filmez eu de postat, tot așa, poate, nu știu, dacă ajung o sumă de, nu știu, abonați, gen 25.000 de abonați sau ceva de genul, văd, poate postez mai devreme, nu știu. Deci, o să vedem când o să postez
O să vedem reacțiile voastre, dar sper că v-a plăcut și mă repet și aici la sfârșit, dacă a stat până la sfârșit, fără întrebări inutile, gen de unde le-ai cumpărat, cât ai dat pe ele, cine ți le-a adus, bla bla bla. Deci, mă repet, întrebări de genul nu are rost și nu are rost nici să vă supărați, pentru că, da, mă repet, nu are rost. Dacă reușesc să postez asta mai devreme, la 25.000 de abonați oricum o să vină o colecție de 25.000, dacă zic că abonați, da? 25.000. Voi ce colecție credeți că vine? Dacă vă gândiți la suma de 25.000. Nu, nu o să vină o colecție cu 25.000 de produse. O să vină o colecție cu 250 de produse. Cel puțin asta am în plan. Dacă nu reușesc să cumpăr 250 de produse noi, pe care nu le-am mai cumpărat, pe care nu le-am mai avut, o să am produse noi, la care o să mai adaug și din colecția mea veche alte produse, în așa fel încât să ajung la 250 de produse. Dar asta ați aflat doar voi, cei care v-ați uitat până la sfârșit. Și vă mulțumesc pentru treaba asta. Chestii de genul o să aflați și pe parcurs. Încerc în următoarele clipuri să dau așa când o fărâmătură din chestii interesante pe care nu aveți unde să le aflați pentru că nu dau răspunsuri în comentarii. Dar o să vă zic așa, în timpul videoului și atunci să văd câți dintre voi sunteți atent, câți vă uitați la video de la început până la sfârșit, în întregime. O să ascund undeva pe la mijlocul clipului câte o informație așa, mai interesantă, mai nu pentru toată lumea, deci o să aflați chestii faine. Bun. Cred că am vorbit destul, copiii deja s-au plictisit și deja dau comentarii acolo, fă test, vrem test, o să pună și întrebări la care am zis că nu răspund și ei tot o să pună întrebarea. În fine, ne auzim și ne vedem așa, din spatele camerei, data viitoare, poate un test, poate după filmarea asta, poate ajung foarte repede la suma de 25.000 de abonați și atunci o să vină colecția cu 250 de produse. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!